Un proiect de ordonanță de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționarea sistemului de învățământ a fost publicat de Ministerul Educației. Primele modificări vizează examenul de definitivat. Prima etapă a examenului de definitivat ar putea fi simplificată. Evaluarea profesorilor va fi făcută în continuare de către inspectoratele școlare, însă inspecțiile la clasă ar putea fi reduse de la două la una singură. Se modifică și obținerea gradelor didactice prin scăderea de la 3 la 2 inspecții și prin susținerea lucrării online. Transferul consimțit între unități se suspendă pentru cadrele titulare aflate în restrângere de activitate. Pe durata decretării stării de urgență și până pe 1 septembrie se va suspenda transferul între unitățile de învățământ preuniversitar fără a fi afectate drepturile cadrelor didactice titulare. În condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi, catedre, vacante, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Și examenul de titularizare ar putea suferi modificări. Examenul de titularizare este împărțit în două probe, o inspecție la clasă și o probă scrisă. Până acum, la sfârșitul fiecarei inspecții, profesorii primeau note. Însă, anul acesta, proba ar putea fi eliminatorie. li vor primi calificative de tipul admis respins. Proiectul mai prevede că toate acreditările care expiră în această perioadă să fie prelungite până cel târziu în septembrie anul viitor.